Salutare tuturor, numele este Gabi și astăzi vom juca Head Soccer. Acum vă voi arăta cum se deblocați în arcade, cum îl cheamă Germania. Eu l-am deblocat deja mai devreme din greșeală și uite, vă arăt acum. Trebuie să bateți 12 caractere fără să primiți vreun gol. Și asta vă voi arăta cum să faceți azi. Dacă vă place seria de Head Soccer, nu uitați să dați like și să vă abonați și să-mi spuneți ce personaje vreți să încerc să câștig episodul viitor. Trebuie să avem grijă să nu ne dăie niciun gol. Adică trebuie să fiu mereu defensiv. Ok, trebuie să încerc din nou. Tot face jonglerii cu mingea aia, mă enervează. Și iar. Cred că o să pun facecam în stânga. Ca să pot umbla la butonul ăsta de pauză. E ok, e mai ok așa. Să spuneți unde vă place mai mult facecam, în dreapta sau în stânga. Și să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să facem următorul videoclip de Clash Royale cu, cum să zic, jucăm cu cineva din clan la întâmplare, niște meciuri draft. Să-ți spuneți dacă vreți asta, așa ceva. Am prins-o. Bine. Deocamdată e bine, mă bucur cât nu ne dă gol și cât noi avem atacul să îl dăm noi înapoi, înțelegeți să zic. Așa. Din nou. Iar mi-am păstrat atacul special pentru zile negre. Să-l vadă și el imediat. Bine, 10 goluri. Și așa îl faceți pe Germania. Deci trebuie să nu vă dea, să nu vă dea inamicul niciun gol. Și stați un pic. Germania apare. Și uita, Germania. Îl aveți pe Germania și acum vă arăt cum funcționează. Adică e foarte șmecher tipul. Să nu uitați să-mi lăsați în comentarii sugestii ce personaje să mai fac. Bine, i-am dat aparat, i-am aparat camper, da. Și ăsta a fost atacul, are numai un singur atac. Dar e bun. Ok, ne-a dat un gol, nu contează. Nu ne pasă. Este enervant uneori cum tot dau cu mingea în cap. Adică ăștia și trag de timp. Și dacă îl nimeriți cu cel puțin o minge, dacă îl nimeriți cu toate trei, îl micșorați pe inamic. Asta e bine.
bine, ultima secundă, nu mai are ce să facă în ultima secundă. Și, ok, ăsta a fost episodul de azi, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați. Eu am fost Gabi, vă urez toate cele bune, pa, pa!